Ne-am regăsit la Doctor Bun, ne aflăm astăzi la Spitalul Bordescu, vorbim evident despre ceea ce înseamnă afecțiunile de natură urologică cu care se confruntă prahovenii și nu numai prahovenii. Alături de mine se află doi medici urologi aici de la Spitalul Bordescu. Este vorba despre domnul doctor Valentin Sabău. Bună ziua și mulțumesc! Bună ziua și noi vă mulțumim pentru oportunitatea de a prezenta prahovenilor, plăieștenilor și nu numai ultimele noutăți despre secția noastră. Alături de dumneavoastră, domnule doctor Sabău, domnul doctor Mihai Stăncioi, bună ziua și dumneavoastră, mulțumesc! Vreau să începem discuția cu o întrebare așa generală. Care sunt obiceiurile nesănătoase care îi aduc pe prahoveni la acest spital și cum ar trebui să devenim, să zic așa, mai sănătoși pentru a nu mai ajunge pe mâna dumneavoastră? Da. Din nefericire, patologia urologică este o patologie ce include toate grupele de vârstă. În anii trecuți se adresa în special persoanelor vârstnice, mai ales bărbaților cu patologia prostatei, bărbaților și femeilor cu patologie neoplazică, cu tumori și, sigur, patologia litiazică a aparatului urinar, adică pietrele, cum se cunoaște, care se adresează tuturor grupelor de vârstă. Incidența este în creștere datorită predispoziției genetice și factorilor de mediu care, din nefericire, în ziua de astăzi, acest mod de viață, în general, nesănătos pe care îl menționați în ceea ce privește un regim alimentar corect, o hidratare corectă, face ca patologia aceasta litiazică să fie din ce în ce mai des întâlnită și la vârste mult mai tinere. Ce înseamnă la vârste din ce în ce mai tinere? Există noi ne ocupăm de pacienți de la 18 ani și avem foarte mulți tineri, 18, 20, 20 ceva de ani, care vin cu patologie litiazică. Din nefericire, există și cazuri de patologie oncologică, tumorală, da? La vârste din ce în ce mai tinere. Bun. Spuneți-mi, vă rog, dacă aceste probleme din sfera urologică dau vreun semnal persoanelor. Ar trebui să fim conștienți, în primul rând, de ereditate, de ce avem în jurul nostru ca fond genetic, familia. Cât, în ce procent contează? Aș putea să vă spun. Cred că există această predispoziție, dar care nu obligatoriu te și face pacient al secției de urologie. Sigur, intervin factorii de mediu care sunt foarte importanți. Alimentație, hidratare adecvată. Tot aud, indiferent de specialitatea medicului respectiv, aproape constant se invocă stilul de viață nesănătos. Stilul de viață, în momentul, da, în care vorbim de probleme, da, de natură cardiacă, de probleme aparte. Absolut. Orice tip de probleme sunt invocate. Absolut. Aceste... E destul de greu pentru un individ să-și facă, dacă ne ascultă pe fiecare în parte, să-și facă propriul program de viață sănătos. Ce e foarte greu, pentru că fiecare patologie, patologia cardiacă presupune să ai grijă de niște lucruri. Patologia urologică de niște lucruri. Bun, vorbim de patologia urologică. Ce înseamnă pentru cei care ne urmăresc un stil de viață sănătos? Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este hidratarea adecvată, o hidratare cu un volum corespunzător de lichide și constant pe perioada zilei. Sigur că nu o să stăm noaptea să bem lichide, dar pe perioada zilei trebuie asigurat un flux urinar continuu. De asemenea, dacă ești un pacient care a produs odată în viață un calcul, o piatră, da?
indiferent unde a fost descoperită, în aparatul urinar, ești predispus toată viața. Și atunci, dacă ai informații despre acel calcul, de ce natură chimică este, sigur, atunci există un regim de viață pe care fiecare pacient îl primește funcție de compoziția chimică a calculului, cu alimente care sunt permise, care sunt mai puțin permise și care sunt contraindicate. Și sigur, urmărire, hidratarea adecvată, un regim alimentar, există produse medicamentoase care pot schimba anumite caracteristici în compoziția urinii. Au apărut produse foarte bune, astfel încât să prevină recidiva litiazei pentru o persoană predispusă. Și de asemenea trebuie un screening al infecțiilor urinare, să pacientul să fie, să se urmărească, să nu aibă o infecție urinară care poate fi un cerc, există un cerc vicios, infecție, litiază, obstrucție pe calea urinară, în cazul pacienților mai vârstnici, care pot fi corectate. O să vorbesc puțin și cu colegul dumneavoastră. Există la noi tendința aceasta, nu mă doare nimic, nu fac așadar nimic. Sau mi-a trecut durerea, am uitat că trebuie să respect niște reguli. Problema cu litiaza e că nu doare. Atât timp cât ea în interiorul urinichiului, litiază de dimensiuni mici, nu dă nicio simptomatologie. Bine, dacă ar fi să-și facă analize... Schimb, calculii renali dor. Nu, asta, calculii renali nu dor. În momentul migrării. O litiază de dimensiuni mici până într-un centimetru în interiorul urinichiului nu are nicio simptomatologie, dacă nu e, să zicem, obstructivă. Și durerile apar în momentul în care se elimină acei calculi. Că sunt pacienți care au ani de zile, așa, dar vin cu pietre multiple, adică, dar nu mă dor nimic până acum. Da. În momentul în care se elimină din urinichi, apar durerile, da. Dacă ar exista să-și facă analize din timp, ecografie, analize, s-ar putea depista și o predispoziție prin cristale care se poate elimina, detecta în sumarul de urină, ecografic, se pot vedea tot la fel dacă s-ar face. Și problema că sunt mulți pacienți tineri care nu se investighează și vin cu litiază, sunt chiar calcul coralifon, care cât am făcut eu în rezidențiat, erau foarte rași și se zicea că deja a trebuit să trecem perioada calculilor coralifon, să nu se mai depisteze așa târziu. Și au început să reapară, mai ales la tine. Ceea ce vreau să spună colegul meu, că orice piatră până apucă să să dea durere, ea crește, a apărut, crește, se localizează în interiorul urinichiului și poate fi depistată și tratată înainte să producă efectele. Și aici ajungem la ceea ce înseamnă prevenție, care, domnule, la prevenție, care nu... în momentul de față la noi există? Există dacă la natură, de natură individuală, adică dacă individul vrea să mă caut, să-mi facă analize, da, dar la natură... Este decizia individuală, nu a sistemului de sănătate, decizia... Adică medicii de familie să aibă un plan, merge și vă faceți analizele astea. Să își facă niște analize de rutină, niște... E destul de important, că poate să depisteze... Să-și cunoască totuși starea de sănătate, chiar dacă nu are niciun fel de simptom, niciun fel de durere. Vă dați seama, vorbim de... Am extrapolat cumva la patologia litiazică, la pietre, dar aceeași problemă este în cazul bărbaților care au, orice bărbat are organul numit prostată, prin naștere. Da? Și atunci, despre prevenție, ce vorbim, depistarea precoce a cancerului de prostată, da? Orice bărbat ar trebui să-și efectueze o analiză care se cheamă PSA, antigenul specific prostatic, care ne poate ridica suspiciunea unui cancer de prostată, anumite valori ale. Ar trebui de la 50 de ani era limita pe care, sigur, din punctul meu de vedere, poate fi scăzută pentru cei care au în familie antecedente. Cred că cel mai tânăr pacient al meu pe care l-am descoperit a avut undeva, cred că 49 de ani, dacă mi-aduc bine aminte, cu cancer de prostată. Și atunci poți să scazi această limită de vârstă. Din timp ca să tratat? Absolut, este curabil. Este curabil. Și la fel ca și în cazul pietrelor, el apare și nu dă simptome. Și atunci dacă apucă să dea simptome, este un stadiu avansat care nu mai este curabil. Depistarea lui, dar sigur, tot la latitudinea pacientului, pentru că nu există
screening ajungi la medicul de familie și ca să beneficiezi de anumite servicii, ar trebui să ai și acest pachet obligatoriu de a-ți efectua niște analize, o ecografie din punctul meu de vedere, care îți poate aduce un diagnostic înainte ca boala să se manifeste clinic. Indiferent că este urologică, că este gastroenterologică, cardiologică sau... Pe mâinile dumneavoastră ajung în general pacienți care nu au, sau mă rog, nu au respectat ceea ce înseamnă prevenție. Ajung în faze oarecum destul de grave ale bolii. Sunt tot felul de pacienți. Sigur că în general sunt faze destul de avansate, da? Și nu mai vorbim de multe ori nu mai vorbim de tratament curabil, de multe ori și paliativ. Dar încercăm, eu sper, mi-aduc aminte anii când am ajuns eu în Ploiești, e vorba de 2007, sunt ceva ani, în care, de exemplu, această analiză PSA-ul nu era recomandată frecvent, adică frecvent tuturor bărbaților, da? Indiferent dacă el mi se adresează pacientul pentru un calcul. Eu nu trebuie să uit că el poate fi un pacient potențial pe prostată sau pe altă boală. Omul trebuie evaluat din punctul meu de vedere complet. Nu contează specialitatea și dacă eu găsesc modificat un tablou biomoral în analize sau în ecografie, asta nu înseamnă că trebuie să-mi fac doar datoria mea. Rolul meu de medic este să-l îndrum și către colegii mei dacă o are altă parte, dacă eu descoper ceva. Apropo de colegi, cât de importantă este în meseria asta dumneavoastră munca în echipă? Din punctul meu este foarte importantă și tocmai de aceea încerc să îmi construiesc o echipă de oameni tineri, oameni pregătiți, beneficiind și de sprijinul medicilor mai vechi, cu experiență foarte mare, care sunt dispuși să ne ofere această experiență și să ne ajute în continuare. Și știți despre cine vorbesc. Iar colaborarea interdisciplinară cu colegii pe celelalte specialități, iarăși cred că este extrem de importantă, pentru că pacientul nu are o singură boală. Pacientul este multidisciplinar. Și atunci eu îl ajut în specialitatea mea, dar asta nu înseamnă că trebuie să-l abandonez din punct de vedere al sănătății globale, a întregului organism. Trebuie, profesia este de medic, înseamnă să ajuți bolnavul să fie sănătos tot organismul. Nu numai rinichii, prostata, vezica urinară. Întreaga absolut, întreg organism. Așa, care se numește organism. Iar ca să vindeci boala pentru care bolnavul se prezintă la tine, trebuie să fie sănătos din punct de vedere al întregului organism. Sau pregătit. Știm cu toții, sunt foarte multe unitățile sanitare, nu numai din Prahova, care se confruntă cu deficit de medici. E o problemă chiar dureroasă, la momentul de față, cel puțin aici în Ploiești. Aici, la Spitalul Boltescu, secția Spitalului Județean de Urgență. Cum vă descurcați pe linia aceasta? Deci, în momentul de față, schema este completă din punct de vedere al medicilor de pe secție. Așteptăm să se scoată la concurs unul sau două posturi. Și sper să avem mai mult noroc decât colegii noștri de pe alte specialități. Vin medici tineri către specialitatea aceasta, către urologie, pentru că, repet, în alte domenii cam fug. Către centri universitare din București, către vin medici, private, către exterior. Vin medici. Specialitatea noastră este o specialitate destul de căutată, destul de atractivă.
cred eu, având în vedere progresele pe care s-au făcut. Orice ramură a medicinii a făcut progrese în ultima perioadă, nu numai urologia. Tehnicile, metodele de diagnostic și tratament s-au diversificat extrem de mult în ceea ce privește minim invazivitatea. La procentul de intervenții chirurgicale deschise clasice, cum se zicea odată, a scăzut foarte mult. Probabil să inversează recuperare mai rapidă, sigur că da. Din fericire, dispunem și noi, prin eforturile care s-au făcut în ultimii 2 ani, de aceste metode de diagnostic și tratament. Ce lipsește în momentul de față Spitalului Băldescu? Dacă lipsește ceva, evident. Sigur că pot să spun că lipsesc câteva lucruri. Nu, da, încercăm să le remediem. În primul rând, știe toată lumea că este o locație destul de veche. Și atunci, sigur, sper să se găsească soluții pe viitor. Mai sunt mici deficiențe care apar din existența unei secții la distanță de spitalul mare. Dar nu au dus la niște probleme extrem de mari. Se corectează, s-au găsit soluții pentru rezolvare. N-aș putea să spun că ne lipsește ceva la modul imperios de a fi rezolvat rapid. Nu pot să spun. Avem, în general, ce ne trebuie și progresele în ultimii ani sunt foarte mari. Vreau să adresez o întrebare amândurilor acum. Cum decurge o zi normală din viața dumneavoastră? Îl las pe colegul nostru. Păi, după aia voi zice așa. Cu trezitul de dimineață, pregătitul și venitul aici, la 8, 8 fără ceva. Cât timp din viața dumneavoastră dedicați? Păi dacă e să luăm ziua de gardă, de la 8 până a doua zi la 8. Dacă e să nu luăm ziua mai mult, nu până a doua zi la 8, până a doua zi la 3. Dacă e să nu luăm de la 8 până la 3, când se termină aici programul. Nimeni nu pleacă după gardă, nu. Da, se întâmplă să mai și întârziem, că mai sunt operații de făcut, urgențe care, adică sunteți dacă se termină... Ați fost chemat de acasă vreodată? Am chemat de acasă mai rar, nu, dar de obicei plecatul. Adică dacă e un pacient urgent, nu putem să lăsăm și să... În general avem linia de gardă permanență și atunci... Avem o linie de gardă, da, și atunci există medic de gardă care rezolvă oricând problemele. Sigur, mai apar situații când... De obicei domnul doctor e chemat, fiind... Mai sunt situații mai când... Cel care e chemat tot timpul. Eu am fost puțin protejat pe partea asta, dar... Venim la serviciu, ținem raportul de gardă, facem vizită mare pe secție, vedem cazurile internate, vedem cazurile care se prezintă pentru control, pentru consultații, pentru prima dată, după care începem programul operator, care este destul de... ocupă cea mai mare parte, este o specialitate chirurgicală, în principiu, urologia. Și atunci, programul operator zilnic este destul de complex și am început de câțiva ani să rezolvăm cazuri din ce în ce mai complicate. Sigur, cum vă preciza și colegul și bunul meu prieten, doctorul Albu, sunt și cazuri care mai ajung la clinici universitare. Dar, zic eu, din ce în ce mai puțin în ultima vreme. Domnilor, cel mai grav sau greu caz cu care v-ați confruntat și dacă vi s-a întâmplat vreodată să aveți emoții în sală de operație? Categoric sunt emoții, pentru că orice intervenție chirurgicală are complicații, incidente intraoperatorii la care pot întâmpla lucruri neprevăzute. Pe care știi că le poți întâmpina, dar care speri întotdeauna să nu... Care a fost cel mai complicat caz pe care l-ați avut, dacă vă aduceți aminte? Am avut chiar acum luna trecută, cred, am avut un cancer de rinichi care a
s-a complicat și cu leziuni pe vena cavă, pe vas mare, pe leziuni hepatice, dar care au fost rezolvat foarte bine. Pacientul este și cu ajutorul colegilor de la chirurgie, care ori de câte ori avem o problemă, ne ajută fără niciun fel de probleme. Cancerul renal iarăși este curabil? Absolut. Absolut. Și iarăși e vorba de această ecografie abdominală care depistează o formațiune tumorală renală înainte ca ea să dea simptome. Da? Durere sau hematurie, adică urinat cu sânge. O banală ecografie poate depista o tumoră de 3 cm care în țările civilizate, și noi suntem o țară civilizată, în țările avansate din punct de vedere al sistemului de sănătate, majoritatea cazurilor se descoperă înainte ca ele să fie manifeste pe plan clinic. Adică cu ajutorul unei ecografii se găsește în screening urinic, intră în investigația ecografică standard rinichiul. Da. Și atunci se descoperă foarte ușor. Sau o tumoră la nivelul vezicii urinare, care nu a apucat să sângereze, ca bolnavul să prezinte clinic semnul asta mi-a mis bolii. Asta mi-e cazuri cutremurătoare și atunci vin și vă întreb cât de grave ar trebui să fie cazurile pentru a fi direcționate către centre universitare din București și dacă aici, la Spitalul Boldescu, se pot rezolva cele mai multe dintre afecțiunile de natură renală. Putem rezolva, tocmai ce v-am amintit de acest caz cu o tumoră renală. Astăzi avem de asemenea o intervenție foarte mare pentru un rinichi patologic. Sigur, mai sunt și cazuri unde simțim că nu putem face mai mult la nivelul secției și atunci sigur că apelăm la... Cât de important este să reușiți să comunicați cu pacienții, să empatizați cu ei, să încercați să le luați un pic din teama aia, că până la urmă, în momentul în care știi că te așteaptă o intervenție chirurgicală din care habar nu ai dacă te mai trezi sau nu știu, în funcție de gravitatea situației, mă gândesc că este foarte important ca medicul să știe să te liniștească și să-ți spună niște cuvinte care să, nu știu, să te facă să privești mai optimist. E foarte important ca pacientul să te cunoască. El te cunoaște... Să te înceapă ca un om, de fapt. El te cunoaște, în primul rând, din momentul în care ți se adresează, pentru că dacă nu este un pacient venit la urgență, este un pacient care vine pentru o afecțiune cronică sau afecțiune cronică acutizată, el vine la tine căutându-te. Deja are niște informații și vine cu încredere la tine, că de-aia te alege pe tine și nu alege pe altul. Din momentul acela, cred eu că e foarte importantă comunicarea cu pacientul, planul investigațional și terapeutic să-l înțeleagă foarte bine. Sau cu aparținători. Iar, gândesc, sigur că da. Iar din punctul meu de vedere și ceea ce încerc să fac și colegii mei mă sprijină, este ca aceste vizite la patul bolnavului să fie dimineață, după amiază, în momentul în care ne terminăm programul operator, și prin medicul de gardă și seara. Adică pacientul trebuie să vadă, din punctul meu de vedere, medicul cât mai des, să știe că este acolo. Și grija lui este pentru pacient. Da? Noi facem vizită dimineața după raportul de gardă și după ce terminăm programul operator, sigur, în măsura eu fac obligatoriu vizită înainte de plecare, în măsura în care colegii mei sunt și ei, cumva ne coordonăm programul și și-au terminat și dânsi intervențiile, mă acompaniază și la această vizită de ora 3. Care este cea mai mare mulțumire a unui medic? Mulțumirea este că pacientul, astăzi am fost la vizită și un pacient operat ieri mi-a zis că nu știe cum să mulțumească. E simplu, mulțumesc. Și să-l vezi că spune că nu știe cum să mulțumească pentru
ce am făcut pentru dânsul. Sunt lucruri pe care le faci prin natura meseriei. Asta ne-am dorit să facem, asta am învățat să facem și asta facem, din punctul meu de vedere. Tratăm bolnavii și îi tratăm corect. Sper, nimeni nu pleacă dimineața de acasă motivat să facă rău unui bolnav. Întotdeauna plec dimineața de acasă că vreau să fac bine bolnavului. Ce ar trebui să înțeleagă acei pacienți care, nu știu, în ce măsură îi înțelege sau nu, sunt recalcitranți sau nu au răbdare sau dau cu pietre, că știți cum e mai ușor să spui medicul X, medicul Y mi-a făcut, mi-a adres, decât să încerci să găsești o cale de mijloc până la urmă, pentru că și medicul e om și pacientul este om și nimeni nu vine de plăcere la spital, dar nici medicul acela nu este Dumnezeu până la urmă. Din nefericire, și cred că am mai purtat discuția aceasta odată telefonic, bolnavii sunt destul de supărați în momentul actual, pentru că ei, primind o trimitere sau o îndrumare către spital, consideră că trebuie văzuți în momentul acela. Un sistem de sănătate sănătos nu este chiar așa. Urgența este urgență, trebuie văzută. Dar simplu fapt că ai primit un bilet de trimitere pentru o afecțiune cronică nu înseamnă că trebuie să fii văzut în momentul acela. Astfel, sistemul de sănătate sănătos despre care vorbim nu se poate înfăptui. Pentru că asta presupune, dacă tu vezi pe toată lumea, și un medic nu poate să vadă 20 de bolnavi odată. Sigur că dacă sunt foarte mulți, atunci timpul de așteptare e foarte mare. Și atunci, sigur că devin supărați. Știți cum? Nu, problema este cu volumul foarte mare de pacienți care vin. Incidența patologiei pe specialitatea noastră este destul de mare. Câți au crescut pacienți vedeți spre exemplu? Depinde acum, dacă suntem, fiecare avem program și în ambulatoriu de specialitate și atunci ai 28 de consultații, pe program de 7 ore. Și 28 de consultații maxim. Mie mi s-a întâmplat, cu tuturor cred că mi s-a întâmplat, să vedem mai mult de atât, știți. Și fiecărui caz trebuie să-i aloci? Păi sunt 15 minute pe care atât este anamneza, discuția cu bolnavul, examinarea, examenul clinic, dacă e nevoie, toți avem competențe, atestate și în ecografie, adică putem. Relaționarea medic-pacient. Se poate ajunge? E destul de greu. Vă dați seama că un aflux foarte mare de pacienți îți perturbă cumva programul. Sincer, mă gândesc că ai experiență și ai tot ce trebuie ca să gestionezi cumva un număr mare de pacienți. Dar la un moment dat intervine și oboseala. Nu, medicul nu e o mașină. Obosesc? Medicii obosiți? Absolut. Bun. Vă întrebam puțin mai devreme și am dus discuția într-o altă direcție. Dincolo de profesia pe care v-ați ales-o, cu ce altceva vă place să vă ocupați timpul? Că până la urmă viața nu se rezumă doar între pereții acestui spital, cu toate că cel mai mare timp aici îl petreceți. Te rog. În momentul de față, familia mea ocupă cel mai mare timp, copii și, da, care au devenit... Ce vă place să faceți dincolo de profesia de medic? Dincolo de profesia de medic, înainte mai aveam timp. Deci vă plimbați, citiți, înainte, gătiți. Da. Gătiți? Înainte, da, în principal, mai și gătesc, mai și... Înainte mai aveam timp să fac și mișcare, sport, dar acum, timpul fiind mai puțin... Acum vă plimbați pe holurile spitalului. Acum plimbam pe holurile spitalului și acasă pe cea mică, pe copil. Da. În principal, mare lucru nu prea mai rămâne, mai ales dacă... Timpul. Da. E foarte scurt. Dumneavoastră, rămânătorul. Vă dați seama că mie și funcția mea ocupă puțin mai mult timp decât domnului doctor în cadrul spitalului. Am foarte puțin timp liber, știți cum, după ce plec de aici, în general... Nu, ce să mai faci ceva în cele câteva ore care le mai libere? Odihnă. Da, de la 6-7 acolo. Odihnă, cititul. Vă
place. E obligatoriu, trebuie pe în special, în primul rând, specialitatea. Asta este obligatorie. Există, sigur, mai aveam pasiunea de a juca fotbal, am renunțat la ea de când că vârsta, cred că nu-ți mai conferă siguranța necesară, știți, iar mâinile din și picioarele sunt importante în meseria, picioarele mai puțin, dar mâinile sunt foarte importante și riscurile sunt mari ca să mai practici un sport. General, vă dați seama, când ai puțin timp la dispoziție, cred că familia și copiii sunt cei mai importanți. Și pe finalul acestei discuții vreau ca cei care au urmărit acest interviu să înțeleagă un mesaj foarte clar pe care dumneavoastră vă rog să-l transmiteți, pentru ca niciodată să nu ajungă în situații critice, gen blocul operator. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple. Grijă de sănătatea noastră. Sigur, o alimentație sănătoasă, corectă, o informare foarte bună în ceea ce privește bolile celor din familie, cei cu legături directe de, vorbesc de ereditate, nu știu și eu ce cumnat sau nu știu ce, părinți, frați, surori, bunici, care alimentație corectă, hidratare corectă. Stresul poate contribui la... Da, cred că mai puțin pe partea noastră, dar... Deci alimentația, hidratarea. Hidratarea corectă, un screening care, sigur, dacă pentru vârstele mai tinere, din proprie voință, pentru cele mai vârstele mai înaintate, prin medicii de familie și prin medicii specialiști la care ajung, constând în niște analize, o ecografie a aparatului urinar. Absolut. Da. Pentru sănătatea globală este, știți, adică să stabilești un... Vă mulțumesc mult, Dorora. Știu că vă pregătiți de intervenție chirurgicală. Da, și noi vă mulțumim și ce vrem să transmitem cititorilor și telespectatorilor dumneavoastră, așa cum v-au menționat și colegii noștri chirurgi, Să aibă încredere în medici și în ceea ce oferă specialitățile Spitalului Județean și nu numai ale Spitalului Județean. Există medici buni, asistente bune, infirmiere bune, personal calificat și care mai nou au și metodele prin care pot trata corect pacienții, există și în Ploiești și nu mai este acea zicală cu trenul spre București, da? Nu cred că mai este valabilă. Ce? Ne dorim să fie valabil. Trebuie doar să existe încredere și zic eu răbdare, trebuie puțină răbdare și înțelegere și din partea pacienților. Trebuie să gândească că suntem și noi ca și dânsii oameni. Mulțumesc încă o dată. Și noi vă mulțumim.